Unul dintre cei mai vârstnici mediașeni a fost premiat cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. Laurean Ilea a avut parte luni de o surpriză. A primit vizita primarului Gheorghe Roman, care a dorit să îl felicite și să îi ofere din partea municipalității o diplomă și un premiu în bani. De-a lungul vieții, mediașanul, care a ajuns la centenar, a lucrat la mai multe fabrici, printre care Automecanica și Emailul Roșu, inovațiile sale fiind premiate în mai multe rânduri. Vreau să mulțumesc domnului primar că a avut în vedere că are și locuitori mai vârstnici și a venit să-l felicite pe tatăl meu astăzi când a împlinit 100 de ani. Tatăl meu a fost un lider și un inovator, un om care a muncit toată viața și care a fost un exemplu pentru noi toți, atât de muncă cât și de credință, o credință nestrămutată în Dumnezeu, care l-a susținut pe tot parcursul vieții și l-a ferit de toate greutățile până la urmă peste care a trecut. A fost un inovator, a făcut câte o inovație la fiecare întreprindere unde a lucrat, din media și atât la Automecanica cât și la Emailul Roșu și din Târnăveni la fabrica Terracotta. Și pentru inovațiile lui a primit niște prime grase și a putut să-și ia motocicletă, bicicletă, ceea ce la vremea aceea era un lux. Și uite, ne-a ajutat să facem această casă pentru care sunt recunoscătoare, că avem un acoperiș deasupra capului, a muncit foarte mult toată viața, a fost un întreprinzător. Acordarea premiilor și diplomelor de centenar a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Mediaș.